Salutare și bine m-am regăsit la un nou episod de Clash Royale astăzi. În primul și primul rând vreau să cumpăr aici pentru că s-a băgat în shop, știți că e duminica nebună. Putem să cerem map, cărți, epice și toate chestiile astea. O să cer Skarmi cu siguranță pentru că vreau să fac Skarmi un level mare, vreau să-l fac de level 5. Sau nu, mai bine să cer Executioner că vreau să-l fac la level 4. Hai că cer Executioner fiindcă vreau să-l fac la level 4. În rest, vă că n-am ce să donez, că toți au donat, au făcut pe treabă. Nu uitați, vă rog frumos, înainte să înceapă clipul, să apăsați pe butonul de like, să strângem și noi peste 1000 de like-uri la acest videoclip. Chiar aș aprecia foarte mult dacă am putea face chestia asta pentru videoclipuri zilnice. Bun, se pare că deja am primit un executioner. Deci, 1000 de like-uri și postăm următorul videoclip. Hai să vedem, acum vreau să cumpăr acest Hog Rider, vreau toți 50 pentru că vreau să fac Hog Rider-ul level următor, level 8. Mai trebuie destul de mulți oricum. Și mai vreau să mai cumpăr și 3 Musketeer pentru că mi se pare o carte destul de șmecheră pe care o pot folosi. Deci mă gândeam să cumpăr și din ăștia destul de mulți, cu toate că rămân cam fără bani, sincer. Și n-aș vrea să se întâmple chestia asta, dar practic o să se întâmple fiindcă nu am de ales. Deci deocamdată nu o să joc cu Hogu. Nu prea mai am timp să mai joc nici draft de ăla. Deocamdată nu o să joc cu Hogu, asta e chestia. Ce avem în cap? Vreau să mai urc un pic în trofee. You see? The deck. Pentru că n-am un deck cu Hog, plus că nici n-am level mare încă la Hog, l-am tot de level 7, cred. 7, nu l-am de 7, asta e. Ba da, l-am de 7, îl fac de 8, asta e genial, de-abia aștept să-l fac de 8. Deci, da, hai deocamdată să rămânem așa, nu-mi trebuie acei 3 Musketeer pentru un moment. Hai să vedem, hai să băgăm un battle, să vedem cum ne descurcăm în acest battle. Eu zic că ar trebui să fie tot ok. Jungle, jungle level 8, arena 8, 9, 9 de fapt asta, nu? Da, arena 9, nu e arena 8, iertați-mă. Bun, hai să vedem, deci vreau să câștig și eu un match, fiindcă vreau să fac rost de toate chesturile. O să-mi vină un giant chest cât de curând și de-aia vreau să fac rost. That's the thing. Bun, punem și un bomber, uite aici în spate. Holy smokes, nu? Zap. Băi, am scos ăla totuși. Ok, și am dat... mai mult îmi dă el cu goblinii aia lui. Ok, o să pun arcașele astea pentru a-mi apăra pe partea dreaptă. Eu merg destul de naș pe ăsta, nu prea îmi place mie. Are, deci are de ăla de level 8? Goblin hatul de 8, frate? Serios? Și goblin hatul nu-i rară? Da, e rară. What the fuck? Cum l-a făcut așa mare? Ok, îi dăm pe partea stângă. Îl las pe el pe partea dreaptă. Sau cred că nu pot să-l las foarte mult, fiindcă trebuie să pun knight-ul ăsta. O să pun și eu un bomber. Spong. Spong. Deci knight-ul al meu văd că se descurcă cât de cât acolo. Ok, o să pun acolo asta. Trebuie să dau un zap. Zap it. Așa, bun, hai. Repede cu tot damage-ul acolo. Am, mamă, deci graveyard-ul ăla este godlike. Ok, am dat turnul. Nu i l-am dat încă, nu. Atât de aproape, dar nu i l-am dat încă. Asta este ideea. Și el mi-a dat mult damage pe partea de dreapta, asta e păcat. O să pun arcașele astea, pentru că cu arcașele astea pot să-i scot valchirița fără probleme. Pentru că nu mi-l omoară într-o bucată. Da, mi-l omoară din 3 sau 4 din ăla omorât. Pentru că a fost destul de slabă. Ok, o să trească să mai dăm un push. Vine acum Ordoiu, eu zic să pornesc push-ul pe partea stângă, fiindcă vine Ordoiu. Vine Ordoiu și trebuie să-l pornim. Ok, ok, hai să-i dăm drumul. Hai să-i dăm drumul să vedem cum facem. O să facem așa. Ok, dăm și pe partea asta, că noi acolo trebuie să dăm. Dă-i cât poți, dă-i cât poți, omoară-l pe ăla mai repede. Zap. Bun. Hai să vedem. Na. Hai mă, omoară-l. Omoară turnul ăla. Ăla-i mă, i-am dat turnul. Nu? Nu i-am dat încă. Din păcate, not yet. Bun. Mamă, mi-a dat fireball-ul ăla perfect, jur. Da, mi-a dat oricum turnul. Băi, cât de prost am jucat-o. Dăm. Este! La limită, deci a pus arcașele alea, puteam să pierd meciul ăsta oricând cu arcașele alea. Ok, ok, hai să vedem cum facem. Bun, fiți atenți, am o idee. Oarecum. O să-i dau așa. Ok. Ok.
Omorâți-l la repede, repede. Bun. Hai să vedem. Zap. Ăla-i mă. E double crown. Yes. Good game. Good game, yeah. Yeah, frumos, frumos match-ul. Frumos, foarte frumos match-ul. Ce l-am văzut pe tipul ăsta? Îmi place decul ăsta, e destul de ok, am luat și două din alea pentru... Încă nu deschidem, în 20 de ore se termină. Încă mai avem timp să-l facem, deci nu-i problemă. Se pare că încă mi-a mai dat un de-asta, dar mai știu exact. Este-ți mă așa, deci sunt extra curios. Cum era mă ăla? Stats Royal, în cât timp îmi dădea mă giant-ul ăla? Hai că vă zic acum și ce chest-uri îmi vin. Nu mai știu exact ce tag am eu, ia. Hashtag YV9. Ia stați. YV9. Stați așa să mă uit repede ce îmi vine, că sunt tare curios. YV9 OUJLP. OUJ, stai. JLP. Hai că vrea cineva să, vrea un prieten să joace cu mine aici. Yeah. În 6 chesturi îmi vine un giant, în 38 îmi vine următorul giant. Am înțeles, bun. Hai să vedem. Deci cineva m-a provocat să jucăm la ce? Zbang, yeah. Hai să-i dăm un ăsta, să-i dăm un draft aici. Am primit deja executionary? Da, am primit, bun. Hai că se bagă cineva la un ăsta, la un draft cu Zbang. Hai să vedem, Zbang ăsta e cu mine în clasă. Ok, e un prieten, de-aia v-am zis că e clan de prieteni aici la noi. Un prieten foarte fraier, da? Ca idee. Hai să iau racheta, clar. Clar, clar, clar. Pentru că cu racheta pot să-l fac muci. Opa, așa, bun. Hai să vedem, deci în 6 chesturi o să-mi vină gigantul, ok, și în 51 o să-mi vină un magical, în 200 îmi vine un... Doamne, cât mai am de jucat. Trebuie să mă pun pe jucat dacă vreau să-mi pice chesturile alea. În 565 îmi vine și mie un epic. Mamă, mai e ceva. Mai avem de tras. Bun, hai să vedem. Să o dăm pe partea stângă cu un inferno. Spang. Ok, hai să vedem. Spang, hai. Ok, vei face asta. Ăla-i mă. Mamă, mamă, cât îi dăm aici. De fapt, deja i-am dat destul de bine. Bă, ce urât e asta. Să nu-mi dea pe turn. Ok, hai că nu-mi dă. Let's go! Battle Ram. Da, mă, i-am dat. Bine, mă. Amă-ți bang. Cum facem asta? Ok. Puțină concentrare, puțină concentrare, că de atâta este nevoie. Punem Knight-ul, punem și ăsta pentru eliminare, punem și ăsta pentru a scoate ăsta. Hai că i-am dat bine. I-am dat chiar bine rău. Na, mi-a dat, a prins bucata acolo. Îi fac așa și l-am rezolvat, bun. Hai să vedem pe partea asta cum facem acum, că vreau să dau un push. S-o crezi tu, boss. What the fuck? Ok. Ok. Am pus mega minionul ăsta, trebuie să-i batem dragonul neapărat. L-am pus prost, trebuia în partea aia, acum am realizat. Mamă, ce puteam să-i fac aici dacă știam să o joc. Am făcut-o foarte prost pe asta. Puteam să o joc frumos, rău de tot. Mamă, ce mă enervează ăsta, frate. Hai că am spart X-Bow măcar. Îi dau zap acolo. Nu prind nimica cu fireball-ul ăla, să-mi bat piciorul. Toți în ăla, perfect! No damage taken. Ba da, mi-au aici pe partea asta urât pentru că n-am cu ce să mă apăr efectiv. Haide repede, scoate pe aia, scoate pe nebuna aia. No, este! I-am tras ăla, bun. Zap. Zapintos. No, mi-am luat, mi-a dat turnul, ok, fiți atenți cum facem. Fiți atenți că îl bat, îi dau rachetă. Nu, că n-am ce să pun, bă. Nu, cred. Ce bulanjiu zbang ăsta, bă. Da. Fuck, păi
Cam atât a fost cu acest episod. Am vrut să ne distrăm un pic pentru că am zis că o să postez în Clash Royale. Eu am fost Alex, iar noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!